Bună dimineața, bună dimineața, dragii mei, într-o zi frumoasă decât de vineri. De vineri, pentru că așa au fost astea două săptămâni, concedii, pac, și a fost de luni până vineri și luni de luni până miercuri cu Dorel, adică cu mine. Vineri, o zi de 3 august 2018, o zi frumoasă, o zi cu soare de dimineață, un soare care va persista pe tot parcursul zilei de astăzi și pe cea de mâine, ba chiar și poi mâine. Depinde de la caz la caz. E posibil, poate pe luni, pe marți, acolo să mai apară ceva, un picuț de ploi, sau poate pe weekend în zona montană. Este posibil. Cert e că astăzi și mâine sunt zile frumoase, zile cu soare. De dimineață 18 grade, că vorbim de Suceava, că vorbim de Fălticeni, că vorbim de Rădus sau chiar de Târgu Neamț, 18 grade de dimineață în termometre și o maximă care astăzi va ajunge undeva până pe la 26 de grade. O minimă la fel crescută pe noapte undeva, mai răcoroasă ce e adevărat, dar nu-i rău asta, undeva care ajunge pe la 17, 16, 17 grade. Soare, spuneam, pe tot parcursul zilei și șansele de precipitație sunt zero. O zi frumoasă și astăzi, o zi frumoasă și mâine. Până și la munte, sau mergând spre munte, așa, la humor, vreo 7-16 grade de dimineață, la Câmpul Lung Vatra Dornei, 14-13 grade de dimineață. Se încălzește și acolo pe parcursul zilei, maxime care pleacă undeva la humor până pe la vreo 24-25, poate la Câmpul Lung Vatra Dornei undeva spre 23 de grade și minime undeva pe la 13-14 grade. De e o zonă montană și una submontană. Deci la humor se poate merge, dacă e soare frumos, se poate merge la în Parcul Arenei, se poate merge la bazin, se poate profita, pentru că de deja vara pleacă foarte repede dintre noi. Asta, mă rog, pleacă anotimpul, dacă a fost vară cândva, că nici nu știu dacă a fost vară. Maximele, vă le-am spus astăzi, și zi cu soare în zonele submontane și montane, zi cu soare și astăzi și mâine. Ce va fi de săptămâna viitoare, povestim la vreme potrivită. Săptămâna viitoare, mai puțin cu povestitul, că unii pleacă să vadă cum e cu canicula în vest, în vestul Europei, evident. La vecinii noștri, la fel călduț de dimineață, 18 grade și la Pașcani, 18 și la Botoșani, și acolo mai urcă temperaturile pe timpul zilei și urcă binișor, undeva pe la 28 de grade, cu o minimă pe noapte undeva pe la 18, 17, 18 grade, soare, soare și acolo, soare pe tot parcursul zilei și de astăzi și de mâine, un weekend așa, un debut de weekend cu soare și weekendul la fel cu soare. Peste tot, în Suceava și pe la vecinii noștri, weekendul în care intrăm astăzi, sau în care am intrat deja astăzi, va fi un weekend însorit. Vor fi poate și norișori pe aici pe acolo, dar weekendul în sine va fi unul însorit. Ce ne-am face noi, dragii mei? Ce ne-am face noi dacă vremurile nu ne-ar aduce politicieni care să ne, să ne bucură? Hai bă, că deci nici nu mai contează cum vorbesc. Bă, în România asta nu mai contează cum vorbesc. Bă, dacă modelele, vorbim de nu știu, de miniștri, de secretari de stat, de subsecretari de stat, de cei la care te raportezi la un moment dat, habar n-au ce e aia limbă română, păi noi ce să facem, frățioare? Noi ce să facem, ca să zic așa, ca să fie pe înțeles. Noi ce să facem? Păi ieri, spre exemplu, într-o conferință de presă, a ieșit unul. Unul după la Ministerul Tineretului și Sportului, cred că nu am greșit. Un secretar de stat. Bă, și băiat tânăr. Că am zis, bă, poate vine Daia. Bă, nu era Daia. Sau, mă rog, de vârsta lui. Că zici, bă, le-a pierdut cu alea, nu mai știe, nu mai este. Bă, nu era Daia, decât un băiat tânăr. Bă, și povestește ăla de centenar, de alea, de publicitate, de ce trebuie făcut, de ce trebuie purtat. Bă, și o lansează, bă, și îi dă drumul. Bă, toată lumea s-a așteptat la tricourile să fie nu știu cum, sau așa, să cu tot felul de reclame pe ele, cu anul centenar, bă, și-o lansează ăla și bagă tricoaiele. Bă, și-a scrie așa, deci a lansat ăsta subsecretar, de că nu, secretar de stat, în Ministerul Transportului. Aia la altă mică, decât ministra povestea cum că trebuie să facă neapărat sportivii foamea ca să se mențină în formă și ca să facă performanță. Bă, dar noi și facem performanță, mă.
Și băieții ăștia ne reprezintă. Mă, mai e și Viorica. O, știți pe Viorica? Aia cu Priștina, cu Podgorița, cu Estonia, cu Letonia, cu... Bă, deci asta care e ziua și perla. Ca să nu mai vorbim că este și al nostru, mă. De la educație. Cu regionalismele. Bă, guvernul ăsta, deci nici nu știi cum să-i spui, frate. Este, ar zice ăia care se uită din afară, ar spune, bă, dar guvernul ăsta e oglinda voastră, bă, că voi ați trimis acolo. Cum așa suntem noi ca și populație? Bă, atât de jos suntem noi ca și populație. Tricoaie. Deci am picat jos și cu greutate m-am reușit să mă ridic. Ăștia sunt în România. Ei, cei care ne conduc, habar n-au să vorbească. Nu. Hai să-mi rectific. Ca să fiu și pe înțelesul lor. Habar n-au să vorbește. Habar n-au să se exprimă. Habar n-au să guvernează. Habar n-au nimic. Bă, de ce ăștia sunt băieți ăștia? Dar ei sunt acolo, să nu uitați, doar pentru că noi i-am trimis și noi menținem acolo. Noi îi ținem în continuare acolo. Pe vremuri discutam despre despre Marian. Marian, Evanghelie, Evanghelie, cum vreți să spuneți, era ăla de la, băiatul de la sectorul 5, care făcea revelioane, care dădea mici, care dădea petreceri și care a fost câteva mandate primar de sector, fără probleme, până când a intervenit DNA-ul și a băgat un pic pe la răcoare. Bă, modelul de succes al lui Marian, un analfabet, de fapt, a fost împrumutat de Gabriela. O să spuneți care e Gabriela, bă. Gabriela, bă, firea. L-a împrumutat frumușel modelul de la Marian. Ce face Gabriela, bă, într-o țară în care n-avem spitale? Bă, n-are Bucureștiul, cei care n-au trecut, așa, ca să vadă în ce țară trăim, le recomand să meargă să facă o plimbare pe șoseaua din centură, bă, a Bucureștiului. Și să vadă ce înseamnă să stai cu orele acolo și să te rogi la Dumnezeu să scapi teafăr. Un București care n-are de niciunele, bă. Și Gabriela trimite, evident, bazinul electoral, pensionarii și trimite în Grecia. Pe buzunarul primăriei. Știți, bă, ce era acolo? Vă aduceți aminte ce aglomerație era la biletele lui Marian la Polivalentă? Așa e și la Gabriela acum. Într-un București, într-o țară în care mor oamenii motivat de sănătate, pentru că nivelul de îngrijire este unul foarte jos, într-o țară în care expiră vaccinurile și ne povestește domnișoarea Pintea, Pântea, cum o fi chemând-o pe asta de la sănătate, ne dă știrea, băi, alea expiră, dar nu ne dă știrea dacă mai vin altele sau nu mai vin altele. Deci asta este România în care trăim noi. Și noi, în continuare, așteptăm moca. Pică, pară, mălăiață. În gura lui, nătăfleață. Că dacă nu pică, vin tricoaiele peste noi, mă. Bă, și vin și ne calcă și n-are să fie bine. În țărișoara asta, numită Românistan, vine unul șova. Nu ăla dănuțul, ăla miruitul de tip Jiga, sau cum o chema, sau Jinga, cum o chema pe doamna senatoare, da? Nu de tip ăla, nu ăla. Ăla e deja la mititica, nu i-a ajutat miruitul. E un alt șova care e tot ministrul al transporturilor și care ne povestește ce măsuri extraordinare va lua el cu ăia care nu fac, care nu-și fac treaba. Bă, da, ne povestește oare și când se va face treabă în țara asta? Când va aloca, spre exemplu, ministerul bani? Că tot domnia sa povestea că e treaba complicată pentru că n-are bani la buget ca să facă, spre exemplu, drumul ăsta care ne leagă cu Ardarul și care merge la Vama Petea și care merge spre Maramureș. Pă, la Cârli Baba. Da? Deci tot el ne povestea chestia asta. Și ne spune el, că, bă, frate, autostrada, nu știu care, Lugoș-Deva, o să fie gata când? La anul și la mulți ani. Așa cum sunt gata toate celelalte în România asta. Gata suntem noi. Ne-o gătat ușor, ușor. Suceava, că tot vorbim de ce s-a întâmplat, Suceava în continuare, sau în Suceava în continuare, vremea și-a făcut de cap așa și pe aici, pe acolo, sporadic, a mai trecut câte o aversă și a mai creat câte o problemă. Problemele astea adunate, la un moment dat, știți că ieri discutam, la un moment dat centralizate sau într-o primă fază centralizate, spuneau ceva de vreo 40 de milioane de lei. Noi, nu vechi.
care ci că ar fi fost necesar, din care s-au primit doar vreo 24 și știți povestea absolut adevărată a unor primării care au primit câte 1600 de lei, câte 2000 de lei sau câte 16.000 de lei și a altora care au primit cu zecile de mii sau cu multe zeci de mii sau chiar cu sute de mii de lei. Toate în județul Suceava. Întrebarea era cum, pe ce criterii? Evident că pe criterii de politicie. Că nu se poate. De apartenență politică. Pe care parte ești? Ești pe stânga sau pe dreapta? Depinde unde ești. Că dacă ești pe stânga, treaba stă într-un fel. Dacă ți-ai permis luxul să fii pe dreapta și să și vrei să faci ceva, faci, dar fără noi, ar spune guvernanții. Din cele 24 trimise, așa, pe ochi frumoși, unora mai mult, altora deloc, cele 24 n-au reușit de milioane, n-au reușit să facă mare lucru. Pentru că, par exemplu, la Milișăuți nu s-a întâmplat rien de rien, ar spune. No, rien de rien, no, je ne regret rien. Edith Piaf, nu? Și rien de rien s-a întâmplat și, și la noi. Mai nimic. La Milișăuți, podul ăla nu l-a luat de ape, că l-a s-a dus, au plecat 500 de milioane pe apa Sâmbetei. Și bineînțeles, acolo ar fi trebuit probabil să fie făcut primarul, cetățean de onoare al comunei, dacă nu este deja, pentru că a reușit performanța să ducă pe apa Sâmbetei 500 de milioane de lei. Și nu e puțin, de lei vechi, nu de lei noi. Și bineînțeles, arunce niște tuburi și niște lucrări și așa mai departe în Neant. Au rămas acolo doar semafoarele care așteaptă încă cetățeanul din Milișăuți să se prezintă cu mic, cu mare, cu bolentinul în mână. Unde? La semafor, ca să poată să treacă peste apă și peste podul care nu există. Poate o tiroliană. Că pod, zic ăștia, că sunt în fază de proiectare. A ce? Bă, dar ce-l face șevireul decât din Nant? Face San Nazer? Bă, ce pod fac ăștia la Milișăuți, bă, ca să înțeleg și eu? Bă, ce face un pod peste râul Suceava, un pod pe cabluri? Bă, face un fel de Brooklyn, bă, deci podul de la... De ce face, bă, ca să înțeleg și eu? E stoar acolo, bă, adică ce e acolo? E cât e de mare? Bă, ca să pot înțeleg, să pot pricepe. Că podul ăla nu o să fie gata în câțiva ani, bineînțeles, și bă, o să mergem pe rute alternative, pe care tot ei ne le oferă, petic peste petic, alea care merg pe drumul european, care merge la, la Siret și care este, vai, dă mama lui, supraaglomerat, pe de o parte și vai de mama lui pe de cealaltă parte. Deci, Șova ne-a spus, bă, o să fie bine. Ce e nou, ca și, mă rog, în Suceava, ca și ce s-a întâmplat în ultima perioadă, a crescut cifra. Care cifră? Bă, a crescut cifra cu calamitățile. Deci era pe la 40 în primă fază de milioane, acum a trecut de 90. Cred că pe la vreo 93 de milioane. Bă, dar am luat numai 24. Așteptăm rectificarea rectificărilor. Și când o să vină? La anul și la mulți ani, că tot vin, sărbătorile de iarnă zboară către noi. Că ne place, că nu ne place. Eu de așa trece timpul. Merge. A, s-o bre, că merge așa. Părerea mea, zic și eu. Nu că m-aș pricepe, dar zic și eu. Și că guvernul a început să aplice penalități constructorilor de autostrăzi. Bă, după 30 de ani? Deci, voi sunt, ăștia sunt nebuni, bă, ăștia ne iau de proști, mă. Guvernul a început, Tudorel Toader, bă, și Tudorica ăsta, Tudorițo, bă, și Tudorica ăsta al nostru, bă, bărbat ăsta, mă. Bă, pe lângă că a făcut alea cu penalul, cu pragul ăla de 2 miliarde sau cât, până unde poți fura, ăia după lângă tine, nu tu, până lângă că s-a ocupat de Dragnea și de libertatea lui și de mulți băieți care sunt și trebuie să ajungă în libertate, evident, din zona politică, se ocupă în continuare. Băiatul ăsta de la Iași împreună cu celălalt băiat de la Iași care este la Curtea Constituțională de mare șef și evident cu amândoi cu rădăcini adânci în PSD. Băieții ăștia, băiatul ăsta, spuneam, Tudorel, mai pregătește una. Adică pregătește ce? Să fie revizuite dosarele care au stat, care au avut la bază ascultatul telefonelor. Bineînțeles, decizia a fost salutată de cine? De Livache și de aia, de ăla, de îndrăgostitul veșnic, decât de Călin. Livache și Călin au salutat decizia ministrului, pentru că, evident, și unul și celălalt au dosare, unele finalizate, dacă vorbim de Livache, care o executare de aia cu suspendare, cum se cheamă aia, nu-i cu... Bă, că dacă era ăsta la tineret și sport, știți cum spunea, nu? O, era o executare cu suspend.
Nu cu suspendare. Cu altă suspendă, un alt fel de, da? Dacă era ăla micu, dar noi suntem totuși la televizor și nu dăm așa. Dar de ce asta pregătește? Revizuirea dosarelor se facă păștea lacrimă. Bă, și mâine, păi mâine, bineînțeles, o să intrăm în biserici și o să fie Sfântul Livache, purtătorul de biruință, Sfântul Călin, ce știu eu, ce-o mai fi și ăla, da? Purtătorul de mir, de ce habar n-am, de ce, de ce-o fi și ăla. Deci cam așa ceva. Sau Marea Mironosiță, Călin, sau ce știu eu ce o să fie. Muceniță, mucenic, ceva o să fie și Călin 100%, cu ușor, ușor, cu timpul, care are grijă să-i albească Tudorel și să-i facă, să-i introducă în rândul sfinților. Pentru că asta este România. This is Romania, my friend. Și asta este. Că ne place, orică nu ne place, asta se întâmplă. Tudorel merge pe drumul lui imberb, așa, adică nu dă nici la stânga, nici la dreapta. Nu se, deloc nu se potignea. Merge și face ce vrea el. Da, mai sunt câteva titluri și în presa de astăzi. Nu sunt multe. Dar până trece la titluri, Gigi Becali l-am văzut aseară foarte vesel și bine dispus. De ce? Se apropie de bani europeni tot mai bine așa. Sunt niște bani acolo, cred că vreo 10 milioane, care ar aștepta în condițiile în care se califică, nu în grupe, parcă așa ceva sau nu, ar trebui să intre în buzunarul lui Gigi. Și Gigi, aseară, bine, după ce Steaua au reușit să bată, ce că scrie aici la gazeta, a spulberat-o. Ce aia, bă, deci, Rudar Velenie. Aia e, pe pământ, e aici? Nu e de pe lună venită în denumirea asta? De unde e venită asta, mă? Din Slovenia, de undeva, nu? Echipă puternică, foarte puternică. Un fel de AC Milan, dar sau eu știu ce altă echipă, sau de Bayern München, că unii merg pe Allianz Arena să viziteze, sau Barcelona, sau de astea, un fel, dar noi încă n-am descoperit-o. Da, s-a întâmplat aseară 4-0, Gigi foarte bucuros, a zis, bă, trebuia să joc, de fapt, am obosit degeaba pe băieți, trebuia să-i lăs în crâșmă, să-i lasă să meargă și ei la o petrecere, trebuia să joc cu echipa a doua, cu oricum le dădeam și mergeam mai departe, că nu se punea problema. Cam așa se întâmplă, cam asta e nivelul la care funcționăm noi. Noi în general, așa? Și Gigi este un exponent de frunte al României. Sau, mă rog, al României de astăzi. Poate, cine știe, o să avem o șansă. Spuneam așa ca și idee că în sport se mai întâmplă câte ceva. Steaua a mers mai departe. Viitorul lui Hagi s-a poticnit. Viitorul n-a reușit să facă mare lucru pentru că a întâlnit o echipă un pic mai bunuț așa și s-a potignit Viitorul, a luat-o cu 3-1 la Viteza Arnhem, parcă nu așa ceva, că eu le-am tare de dimineață cu tricoaile, evident, ca să știe cu ce că e vară și practic poți să faci ce vrei și să spui ce vrei. Da, Tudorel face un nou scandal, fost ministru, Daia descrie tablou terifiant din teritoriu. Pesta porcină face ravage. Pă bune, n-am știut. Bă, nu mi-am dat seama. Bă, nu mi-am dat seama, extra. Toată presa vorbește și vine să ne spună ăsta că face ravage. Trebuie să ne spună Daia ce face el pentru crescătorii de porcine, pentru că au o foarte mare problemă. O foarte mare problemă. Sunt oameni care s-au scăpătat, oameni care dau, sau mă rog, societăți și oameni care dau faliment pentru că le-au plecat efectivele, le-au fost decimate de această pestă africană și ar fi trebuit, probabil, în zona asta să intervine statul român. Numai că statul român, reprezentat aici de ministrul agriculturii Petre Daia, n-a intervenit. Înainte, el are probleme așa cu Holocaustul, cu de alea așa, acolo le învârt el un picuț, în rest nu prea are ce face. Dacă ar fi să vorbim de ce se întâmplă totuși în zona politică, la un moment dat, petiția fără penal în funcție publice a fost semnată și de o filială a PSD-ului, sau mă rog, de președinta unei filiale a PSD-ului, sau de încă președinta unei filiale a PSD, e vorba de cea din Tulcea. Ce a fost în capul doamnei să semneze? L-a și s-o gândit ea când o semnat împotriva lui Livache, al lui prezidentul, habar n-am. Cert este însă că viitorul domniei sale n-arată foarte bine. Ba dacă ar fi după mine, arată deja foarte sumbru, pentru că ușor, ușor, lucrurile se vor
mă rog, se vor reglementa pentru doamna care a avut neobrăzarea, obrăznicia să semneze această petiție. Ați auzit la Suceava să semneze președintele în exercițiu de la Folticen să se... Deci dacă cumva vroia mâna, ce faci cu mâna care încearcă să te trădează? Ha? Păi dată, Oleg, mă duc la jinga, fac ceva, adică, dar nu semnez, bă, ce vorbești? Am văzut un picuț de spargere în figură, așa, și de infatuare, dacă mi-este permisă expresia, pentru că cineva spunea ceva de genul, bă, ce tari suntem noi la Suceava, pentru că alianța PSD-ALDE cu un ALDE care a urcat foarte tare în dorința electoratului, ALDE-le a ajutat ca cei din coaliția de guvernare să aibă, spunea Alexander the Great, Alexandru cel Mare spunea despre alianța PSD-ALDE care la Suceava 50% și că lucrurile oricum stau bine pentru că așa a dat-o Pieleanu. Orice e posibil în țara asta. Știu și eu dacă e așa. O vedea. Che sarà, sarà, spunea Halbano. Cine știe că tot s-a reunit acum cu Romina și ne cântă și ne încântă despre, mă rog, despre viață la modul general. Investițiile ocolesc România. Și o să spuneți, care investiții? Ce e cu tine, bă? Te dimineață, ești un mare investitor, acum și povestești tu de investiții, știi tu ce ocolește și ce nu ocolește. Păi am citit la gazetă. Ziceau că cei că băieții ăștia care vin din Occident și care ar mai investi așa, concernele astea mari, de gen, nu știu, ăla cu care face mașini decât de astea care sunt foarte uzitate la noi, că dacă n-ai o mașină de aia nu există, care începe cu B și se termină cu dublu V, sau de, a început să facă, sau mă rog, investesc câteva miliarde bune de euro ca să pună în practică, în operă, o fabricuță care să facă nu știu ce componente și care evident ar lua niște oameni și ar da niște salarii și ar fi o treabă foarte bună. Și o face în unde? În unde o face fabricuța aia? În Ungaria, frate, în Ungria. Face în Ungaria, că acolo se poate. La noi, ci că nu face. De ce? Au explicat aia acolo. Pentru că n-avem drumuri și încă nu ne-am gândit, și asta e o răutate, nu ne-am gândit ca să compensăm chestia asta, să mergem frumușel, să ne întoarcem în timp și să dăm drumul pe cer zepelinurilor, nu tricoailor. Dăm drumul la zepelin, da? Deci sunt darea decât cu pac zepelinul, merge frumușel și puteam să facem chestia asta pentru ei, așa ca să nu fie. Dar au fost un picuț aia de la Beș cu W la capăt, au fost un picuț și au ocolit România și s-au oprit în Ungaria. Ce să faci, bă, România? Ce să faci, bă, România? România asta nu mai are drumuri, vai de mama lor. Alea pe astea pe care le aveam să rămase de la ceașcă, nu reușim să le întreținem, așa cum blocurile n-au reușit să le vopsim de la ceașcă încoace. Pentru că niște băieți care guvernează nu se gândesc decât la buzunarul propriu. Cât să facă mai mult pentru ei și cât să ridice miza, cât de sus să ridice miza parandărătului. De la 1, de la plecase de la 2%, de la 3, la 5, la 10, ca așa spuneau specialiștii, ăia care se ocupă cu așa ceva, ăia care investighează investigatorii și a ajuns la un moment dat pe la 30-40%. Plecăm până unde? Să poate și mai bine. Se poate chiar și 100%. Orice se poate. Până la urmă, trăim în România. Și în România, ca și în America, absolut orice este posibil. În publicitate, dragii mei, să ne mai tragem un pic cu sufletul, că l-am lăsat pe scări, de fapt în lift, și după ce ajunge și el, mai povestim în partea a doua despre ce se mai întâmplă în Suceava. Cu precizarea, nu că s-ar întâmpla ceva extraordinar, dar dacă se mai întâmplă, aducem și noi aminte. Revenim.